Noi am avut un parcurs mai ciudat în ceea ce facem. N-am fost tot timpul doi băieți de la televizor. Am fost și șef la un moment dat, am condus mai mulți oameni. Nu mi-aduc aminte de cea mai proastă perioadă din viața mea. N-a fost proastă, Răzvan. Ne purtai cravată și arătai ca un papițoi. Stai cu mine, era eu. Aveam un salariu nesimțit de mare, recunoști? Nu suport să fiu șef. Nu am... Eu ador să fiu șef. Știm asta. Știm asta. Dar eu nu suport, adică mi se pare... Când ești șef... Prietenul meu. Ha? Am fost și șef de departamente, fiecare da. Pe... Auzi toate trăznăile posibile. Toate ești... prostiile din lume. Ești ca general... profesorul la școală. Tu știi că ăla nu și-a făcut tema că a stat în cârciumă, dar ai tendința să-l asculti, să ducă minciuna până la capăt. Eu să știți că am fost un șef foarte dur. Colegul meu era ăla, moalele. Jucam good cop, bad cop. Păi, intrai la noi în birou după ce lăsam submarinele, că jucam submarine în rețea. Eram așa. Spuneți! Păi să vedeți că... Da, mă, chiar că ăsta are dreptate, bătrân. Cine? Cât subalterni aveai tu la IT? La IT? Da. Aveam serverul. Serverul? Și pe atunci avea tot așa mulți prieteni, adică se împrietena cu unități de calculator, cu monitoare, aveau cheful lor, le spunea pe nume, Viorica, Gigica, Gigel, Gigel era unitatea, era tot timpul bărbat, unitatea era bărbat. Da. Era un avantaj în... Da, dar aveam toate meniurile de șefii. Prietenul meu, da, fiind șeful de la IT, șeful lui, practic. Bine, tot ca la Neața, că și șeful parcului auto e un singur șofer. Da, e șef, da, șef peste parcul auto de la Neața. Vedeam, na, la ce se mai era la început internetul, da. Și era foarte tare, că mai vedeam la ce se uită șefii. Da. Nimic, nimic ce să aibă legătură cu radio, le mai închidea ferestrele, peam, peam, peam. A fost. Ne distram. E bine să fii șef, dar cel mai bine este să fii subaltern, să n-ai presiune pe umeri din partea celor cu responsabilități. Da, eu asta vreau să fiu, toată viața vreau să fiu un subaltern. Vreau să fiu certat, să fiu așa. Poți să fii subalternul ăla dacă du-te, bă, nici așa. Că facem un contract de seară. Nu. Prin prezent, de semnat conducerea. Nu. Hai, fii subaltern. Vreau să, da, hai, fii subaltern, nu să te bag în ședință. Mie îmi place ziua aia de salariu. Da. Ziua de salariu, îmi place. Nu știu când e ziua de salariu. Și imediat după ziua de salariu când zic, bă, dar în ziua de salariu sunt luminos, știi, sunt luminos până iau bani. Da. Asta zic, dacă se poate. Fetele noastre au încercat să strângă din popor și din mințile lor. Să strângă din ce? Să strângă din popor. Din popor. Aia zic, cu dicția la TV, hai mai concentrat un pic. Fetele noastre au încercat să strângă din popou și din popor. Da, ăsta mă pune, nu vezi? Și trebuie să te contrazic, că a spus că... Fetele noastre n-au lucrat niciodată în corporații. Ba da, am lucrat. Unde ai lucrat? În ce... 3 ani de zile, unul după celălalt. Unde? În ce corporație? Ca să nu zic celălalt. Celălalt? Predam dans, dar... Păi asta e corporație, bă! Să te-ai cucrat în sus, du-te, bă, de aici! Băi, dar în cadrul unei corporații, erau corporații! Deci eu mergeam până în piperă la corporații. Intram, îmi lăsam gentuța, dădeam play la muzică și predam dans. Du-te, bă, de aici! În corporație să te trezești la 6 ca să prinzi liber în metro, adică să nu te înghesui decât cu 2000 de persoane, nu cu 6000, să ajungi până în pipera, să aștepți ora aia de lounge, de lunch, nu știu ce, să te eu duci să vii de la lunch. Masă, păi, uite, și la ora 6 când ieși de la, să zici, să stai pe geam și să ai cioaca ta cum ajungi acasă, da, mai puțin de 2 ore jumate. Asta înseamnă să lucrezi în corporație, băi! Ba nu, mă, se pune și dacă intri în clădire și predai dans. Se pune. Pentru că ai acces la bucătăria comună, mi s-a părut super tare. Da. Este o bucătărie super mișto și au tot felul de camere de recreere. Bă, asta n-are carte de muncă. Stai, am să explic eu. Ce să explici, înțelege, mă, nu pici. Flavia, să-ți explic. Ia, explică-mi, domnul Dani. Dacă Oracle România își cumpără 6 vaci. Stai un pic, iau de la început că nu au cu dreapta. Mai zi o companie din România. O companie mare din asta, pur americanească. Americanească. Își cumpără 6 vaci. 6. Da. Bălțate. Și te angajează pe tine să le mulci. Da. Și te duci zilnic, îți pui aia, începi. Da, și dacă nu ești atentă de unde și vorba... dă vaca cu piciorul îngăleată, da. Vacuța din aia 6, una,
cel puțin îți va dărâma găleata cu lapte. Bun. Înțelegi? Așa. Deci dacă tu vacă din cele șase pe care le-a luat companie, în fiecare zi și uneori peste program și toată ziua are, n-are lapte, tu mulgi. Da. Când vă vedeți la metrou, nu pot să minți că lucrezi la corporație ca o corporatistă. Ești o mulgătoreasă într-o corporație. Am înțeles? Deci, practic, ce? Cum? Păi, cum e? Deci, dacă o companie își ia șase vaci, un loc să le mulgi în fiecare zi, vii o dată pe zi și le înveți să danseze ca să dea mai mult lapte. Chiar dacă mulgi vaca doar o dată, tot se numește că ai mult-o. No. Corect? Deci, dacă eu intru într-o corporație și... Nu, Flavia, o dată e ca niciodată. Prestez acolo un serviciu de predat, vaca... tot lucrez în corporație. Da, sigur că da. Așa este. Și plus le beau cafeaua, apa minerală. Asta n-am muncit o zi în viața ei. O zi n-am muncit, dar a fost 3 ani corporatistă. Bă. Ca să nu mai zic că aveam un salariu gigant. Păi stai bă, că așa puteam să zic și eu că am lucrat la RATB 6 ani. Și am lucrat la CFR, da? Și la Metrorex. Eu la RATB 6 ani, pe noi eram imaginea tramvaiului 41, când aveam mașină, eram vai de steaua mea. Și mergeam hâța-pâța 4 stații Am lucrat la RATB, Iată. Și am lucrat la Metrorex toată viața mea până mi-am luat mașină. Dar am lucrat, da. Spune că nu ne interesează, cum se face în chestia asta? Aiurea, păi da, vezi, mint ce ai spus. Cum adică, fetele noastre le-au lucrat niciodată în copii. Păi, dar știi tu unde a lucrat bă, eu, domnul Dan? Am să aplic... În weekend și nu a apucat să vorbească am nimic. Am să aplic acțiunea pe care o fac și în birou, de câte ori mă interesează foarte mult ce povestește Flavia. Flavia! Ia zi, Răzvan! Avem un